Era trecut de ora 10 când un apel la 112 anunța că o mașină a căzut în râul Dâmbovița. Imediat s-a dat alarma, iar pompieri și scafandrii au împânzit luciul apei adânci de un metru. Cu greu am deschis ușile de la mașină. Ne-am dat seama că există o persoană, cel puțin o persoană în mașină. Persoana respectivă era prinsă în centuri. Am tăiat centurile, am scos-o. Intervenția nu a fost ușoară. Cea mai dificilă parte a fost faptul că terenul accesibil forțelor de intervenție este la o înălțime de aproximativ 2 metri față de oglinda apei. Și din estimările noastre a stat mai mult de 10 minute bărbatul în apă. Și poziția în care a fost mașina, în care s-a oprit mașina după accident a fost dificilă, mașina era căzută pe plafon. Scafandrii au căutat și alte victime, mai ales că în mașina scufundată era și un scaun de copil, dar nu au mai găsit pe nimeni. Șoferul autoturismului a fost transportat de urgență la spital după ce salvatorii l-au resuscitat minute în șir. La momentul la care a fost preluat de resursa medicală, era în stop cardiorespirator. Polițiștii trebuie să stabilească acum cauzele accidentului. Prima ipoteză luată în calcul de anchetatori este viteza cu care circula persoana respectivă. Gardul de protecție de pe șoseaua Virtuții a fost găsit rupt în două locuri. Mai multe accidente au avut loc azi noapte în capitală. O mașină s-a răsturnat pe șoseaua Fundeni, în timp ce în cartierul Dristor două autoturisme s-au ciocnit într-o intersecție din cauza unui șofer care nu a acordat prioritate. Un adult și trei copii au ajuns la spital. Tot noaptea trecută în capitală, agenții de la rutieră au organizat controle în mai multe zone pentru a depista șoferii care conduc băuți sau drogați. Au fost date peste 100 de amenzi în valoare de 62.000 de lei și au constatat 8 infracțiuni.